Care credeți că este cea mai gravă problemă cu care se confruntă municipiul Piatra Neamț? Problema căldurii, apii caldă, zic eu. Altceva sunt multe, dar nu le putem noi enumăra pe toate și chiar dacă putem, tot degeaba le spunem, să știți. Orice nu se face ce vrea omul, se face tot ce vor ei. Așa că asta e răspunsul care pot să vi-l dau. Și mai multe probleme sunt. Dați-ne un exemplu. Mai sunt multe de făcut ca să fie treaba mai bună. După cum se știe. Un exemplu concret, cu ce vă confruntați în viața de zi cu zi? Problemele așa aveți sunt mai multe dacă ei. Lăsat curățenia orașului s-a cam de lăsat de un timp încoace. Și cu câinii ăștia nu rezolvat-o, de exemplu. Ei, acum, ce zic, pentru tineret problema cu serviciile care lasă de, care se știe. Să mai ființeze niște poste, niște, dar asta depinde de la șef. Dar șef acum, dacă e în concediu nelimitat a noastră, e mai greu până să rezolvă dacă treburile orașului. Viața cotidiană, așa de fiecare zi, sunt și lucruri bune și mai puțin bune.